n-ai simțit că ar avea cineva ceva cu tine? Că ți-ar fi făcut niște lucruri în mod special? Nu, nu. De partea de rău, nu. Bun, acum, dragii mei, ce să fac eu dacă vouă vi se pare de acasă că se întâmplă unele lucruri dacă ei nu i s-a părut? Să vă spun și despre ce este vorba. Oamenii reclamă că doamna Ermina s-ar fi purtat urât cu tine noaptea de Revelion. Apropo, eu nu m-am uitat pe Antena Play, chiar nu m-am uitat. Și din materiale nu s-a văzut că ar fi fost ceva. De asta te-am întrebat pe tine, cred, în primul rând. Cred că am văzut-o pe Claudia în sala de Revelion. Dacă a fost în prima parte sau așa, na, probabil. Dar eu am trecut cu vederea, am încercat să las lucrurile, adică, să cum fie am putat? Regulă. Dar ce s-a întâmplat? Mie, cu ce vreau să înțeleg și urât? Eu ce au văzut oamenii. A fost o fază cu masa, care unde să stea, când a fost faza de invitație la masă, după care am întrebat și eu, dar eu unde stau la masă, pentru că îi pusese pe toți, eu având mâncare separat. Și am zis cumva că nu ai loc la masă. Stați un pic, doamna Ermina, stați un pic, hai să o luăm pe rând. O luăm pe rând, vă rog. Da, haide. Pentru că ea este cea despre care se spune că a fost supusă fenomenului bullying, vreau să știu ce s-a întâmplat. Asta a fost prima care întrebasem deloc, da, după care am întrebat noi totuși unde eu, am zis noi, n-am spus eu, am zis unde mâncăm, că totuși nu avem altfel de mâncare. Masa era pusă pentru toți cei care mănâncă carne. Da. Într-un final am ajuns, mi-a făcut loc la masă, deci am apreciat lucrul acesta, m-a pus acolo în față și au mai fost câteva faze, dar nu pot spun că chiar mi le aduc aminte, pentru că... Până acum pot să vorbesc și eu? Probabil nu am... Încerc să nu, să nu le pun prea mult la... nu știu, mai era o fază, cred că, cu camera odată sau că hai, ai făcut prea multe poze sau ceva de genul sau... Nu știu, dar astea fost și... material, dacă există așa ceva, astea deci nu numai că spune. Înainte, adică nu era ideea de... Eu deja m-am obișnuit, adică nu mai... Hai să ne victimizăm. Pot să vorbesc și eu acum? Sigur, doamna Emina, de ce deci eu când așa? Am făcut masa... S-a întâmplat vreodată să nu vă dau pentru că, la replică. Doamna Simona, mă deranjează atât de mult nedreptatea. Nu mă deranjează, dar eu, pe de altă parte, primesc, noi primim pe pagina oficială niște lucruri și vreau să le răpăresc. Primiți de la susținătorii care mai are ea. Nu știu ce susținători mai are, nu mai are. Ce bine, aici suntem, nu sunt doar eu și Claudia, suntem atâția oameni. Aici există camere care filmează. Pot vedea dacă eu nu am numărat toate scaunele. Deci în momentul în care numeri scaunele de la masă, automat inclus și scaunul Claudiei. Nu puteam să pun 12 scaune și să fim 13 sau 15 scaune și să fim 16. Este adevărat? Este adevărat, Andy, că v-am făcut locul vostru unde sunteți vegani? Da. Andy, te rog să spui dacă v-am făcut locul vostru unde sunteți vegani și cei care aveți mâncare separată. V-am pus sarmalele acolo, v-am pus salată făcută de mine pentru ei. Deci eu nu am făcut mâncare numai pentru noi. Am făcut și pentru cei care sunt vegani. Bun, da, aș vrea să avem această discuție calm. Deci repet. Vă rog să mă credeți că îmi vine, deci așa mi este rău de 3 zile. Nu, nu am ce zic. Ca să spună Claudia că eu i-am făcut ei ceva. Nu, vă rog să nu... Doamna Ermina, îmi pare rău. Trebuie să lămuresc aceste lucruri, pentru că altfel nu vreau să fim acuzați de cei de acasă că protejăm pe cineva și nu e în regulă. În primă fază nu a știut, după aia și-a adus aminte de niște lucruri care nu sunt reale. Păi am crezut că era vorba de petrecere. Am numărat scaunele de la masă pentru toți, n-am făcut față. Doamna Ermina, am spus că după aia, am zis că în primă fază m-am simțit, dar v-am spus, doamna Ermina. N-am făcut lor într-un colț, am zis, voi stați aici, cum să stai? N-am spus de la bun început ce se întâmplă? Eu nu am fost. Suntem 16 persoane în casă. Am spus că nu particip. Chiar eu le-am numărat. Da, erau farfurii, erau scaune, am fost. Mă repet. Când am ajuns la masă de s-a făcut toată masa. Pe rând, dragilor, că nu se mai înțelege nimic. Nu mai zic nimic. Pe rând, Claudia, dacă toată lumea spune că au fost 16, care a fost problema totuși? Păi era masă și am întrebat eu unde îmi pun, pentru că eu aveam mâncare separată. Deci n-aveam loc unde să-mi pun. N-avea loc mâncarea sau cum? Masa era aranjată pentru cei care mâncau carne. În momentul în care eu am ajuns, am întrebat unde. Ba da, mi-ați făcut, n-am spus că nu. Dar probabil s-a sesizat lucrul acesta acum că... Eu am luat din contră de ce a fost în plus, l-am luat și am zis, Claudia, vină și puneți aici. Adică n-a fost... Da, am înțeles. După s-a real... Repet, sunt niște lucruri care... au fost semnalate și de asta ne adunăm aici, dar vreau să vorbim cu calm, nu va acuza nimeni de nimic. Sunt niște mesaje de acasă și trebuie să le discutăm. Îmi pare foarte rău, dar nu. Eu nu mai spun nimic, doamna Simona, de acum las materialele să vorbească, eu chiar nu mai vreau să spun nimic. Nu am nimic de spus.